Bună ziua și bine ați venit la ferma Rosehip Hill, dealul măceșilor din Șinteu, Bihor. Ne bucurăm pentru orice vizită și pentru orice privire curioasă. Am trecut de mai multe ori prin zonă, în drum spre casă, am oprit într-un vârf de deal și am văzut, ne-a plăcut, am iubit, ne-am dorit și am zis, poate instinctiv, hai să ne mutăm aici. Și iată, visul s-a împlinit, am început căutările și ne-am relocat aici, ne-am mutat de la oraș ca să punem pe picioare o mică afacere de familie cu fructe de pădure, cu afine, coacăze negre, coacăze roșii și animale. Avem aici un mini parc de distracție cu tiroleană dublă de 50 de metri, cu cățărători, diverse locuri de joacă, teren de fotbal, topogan cu apă și fiecare își găsește ori un loc mai liniștit, ori un loc mai distractiv ca să își petreacă câteva zile frumoase de timp liber. Plus toată zona este foarte frumoasă, se pretează pentru drumeții. Pădurea este largă, curată și avem și o cascadă în apropiere, la undeva la un ceas de mers. Pensiunea este așezată într-o livadă tradițională extensivă, undeva la 3 hectare. Valea în apropiere, pădurea și o priveliște spre dealurile din împrejurim până la poate o distanță de 50 de kilometri. La interior, 3 camere plus mansardă, putem primi undeva la 3-4 familii, cu bucătăria complet utilată pentru confortul oaspeților. Un mini wellness cu saună și ciubăr și la exterior diverse elemente de joacă, hinte, leagăne. O liniște aproape de plină, desigur, susurul văii și oaspeții se pot bucura de natură, de aerul curat, de fructele care se găsesc în livadă și apoi, stând pe terasă, pot să vadă chiar și animăluțele, animale sălbatice, fazanii, căprioarele vin până aproape, nu se tem, aproape că sunt obișnuite cu oamenii și știu că este o zonă rar populată în care oamenii nu prezintă pericol pentru ele.